Tot în ședința de astăzi, guvernul a discutat din nou despre reducerea cheltuielor bugetare, însă deocamdată nu s-au găsit soluții pentru acoperirea celor 10 miliarde de lei. Ce variante se iau în lucru? Sunt mai multe variante pe care, potrivit unor surse, executivul le-a luat în calcul, înainte de toate începând cu data de 1 mai a acestui an și până la finalul lui 2023, salariile bugetarilor vor fi înghețate și nu se vor mai face niciun fel de angajări în sistemul public. Pe de altă parte, vorbim și despre economii pe care le vor face ministerele. Pe masa executivului, fiecare ministru a pus astăzi un plan de reducere a cheltuielilor. Vorbim despre 400 de milioane de lei la Ministerul Transporturilor, 398 de milioane de lei la Ministerul Finanțelor Publice, 10 milioane de lei la Ministerul Culturii, dar și puțin peste 200 de milioane de lei la Ministerul Afacerilor Interne. Sunt însă, Alina, și ministere care nici nu vor să audă de reducerea cheltuielilor, vorbind de exemplu despre Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii sau Ministerul Familiei. Nu vorbim de măsuri de austeritate. În schimb, pe măsuri de cumpătare, cred că se poate discuta în așa fel încât gestionarea banilor publici să poată să se facă într-un mod cât mai eficient. Și aș vrea să spun din capul locului că aceste măsuri nu vor viza în niciun fel afectarea anvelopei salariale, nu vor afecta investițiile și, de asemenea, nu vor fi introduse taxe și impozite noi. Nu există niciun fel de gaură la buget, pentru că s-a folosit acest termen plastic ca fiind o gaură. Nu este o gaură, este o acțiune preventivă pentru a putea crea spațiu fiscal de intervenție în sprijinul cetățenilor și a economiei prin eficientizarea cheltuielilor publice.